Anual mai bine de 340 milioane de persoane suferă din cauza bolilor sexual transmisibile. Bărbați și femei cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani. Prevalența infecțiilor sexual transmisibile este în continuă creștere în multe țări, inclusiv și în Republica Moldova. Discutăm astăzi despre un subiect important atât pentru sănătatea publică cât și pentru sănătatea individuală. Prevenirea și diagnosticarea cât și tratarea bolilor sexual transmisibile. Vorbim astăzi îndeaproape despre canalele de transmitere a infecțiilor sexual transmisibile, despre simptome, despre metode de diagnostic, cât și despre importanța controalelor regulate la medic. Discutăm la fel îndeaproape și despre importanța suportului acordat celor care cumva sunt stigmatizați din cauza infecțiilor sexual transmisibile. Alături de noi este doamna Ina Tocarciuc, ginecolog obstetrician, pe care o salutăm și îi spunem bine ați revenit în platoul emisiunii noastre Alpha Interview. Bine v-am regăsit, bună ziua! Doamna Tocarciuc, bolile cu transmitere sexuală sunt infecții dintr-un grup vast, așa, care influențează sănătatea generală a oamenilor. Spuneți-ne, vă rog, la ce trebuie să atragă atenția cei care ne urmăresc, persoanele, atunci când noi știm că aceste infecții sunt atât în sensul bărbaților cât și femeilor ca incidență? Desigur că este o problemă majoră în ziua de astăzi, problema maladiilor sexual transmisibile. În general, noi vorbim despre ceea că nu este, poate câteodată spunem, bolile sexual transmisibile, dar cred că mai corect ar fi câteodată poate infecțiile sexual transmisibile, fiindcă câteodată sau chiar mai frecvent nu este clinică. Și din cauza asta noi vorbim despre infecție. Atunci când este câte o formă foarte ștearsă de maladie. Deoarece foarte des se întâmplă că maladiile sexual transmisibile sau infecții cu transmisie sexuală sunt răspândite și neidentificate. Asta este problema esențială în ziua de astăzi. Se transmit de obicei aceste maladii prin bacterii. Asta este, de exemplu, gonoreea, cum ar fi, sau sifilisul, să vorbim, sau foarte frecvent în ultimii ani noi avem chlamidiile, care tot foarte frecvent le întâlnim, chiar inclusiv și la sarcină. Poate să fie transmisă de paraziți, așa cum este trichomoniaza, sau poate să fie transmisă prin virus. Atunci când noi vorbim despre herpes genital, când vorbim despre virusul papilomului uman, HPV-ul, inclusiv și cel care provoacă schimbări pe colul uterin și cel care este o patologie des întâlnită și la bărbați și la femei, astea sunt condiloamele. Și nu în ultimul rând vorbim aici și despre maladie HIV. Atunci când noi avem forme foarte șterse, dar până la urmă depistarea este numai prin metodele de laborator, adică nu este deloc nicio clinică. Clinica apare mai târziu și, în general, multe din ele, același lucru se întâmplă pe parcursul la mai mulți ani. Depistarea este numai prin metoda sau atunci când este consultație profilactică sau atunci când face o investigație la dorință sau pentru necesitate oarecare atunci când este pentru un certificat sau altceva. Din păcate, astea sunt forme care nu sunt vizibile și nu este clinică. Noi zicem, în medicină spunem, nu este clinică. Vorbind clinică, infecțiile transmisibil sexual sau sexual transmisibile, ele sunt asimptomatice, cu simptome ușoare sau în tranziție sau cu simptome acute. Simptomatica, la sigur, diferă de la sex la sex, adică de la bărbat la femeie. Care sunt primele semne de alarmă la care trebuie să atragă atenție și, respectiv, în pasul următor să fie consultul medical? Deci prima, care este cea mai importantă, asta sunt eliminările din căile genitale sau la bărbați din uretră.
Asta este primul semn, poate cel mai răspândit, atunci când apar ulcerații sau apar niște condilome sau niște formațiuni așa pe organele genitale, atunci când apar niște eliminări sanguinolente între menstruații, inclusiv și durerile la micțiune, adică durerile la urinare. Asta este unul din semnele cele mai răspândite atunci când noi avem o infecție sexual transmisibilă, așa cum ar fi, de exemplu, chlamidiile sau ureaplasmele. Același lucru se întâmplă. Sau trihomoniaza, gonoreia la bărbați, de obicei poate să fie mai vădită. Astea sunt cele mai răspândite. Și celelalte care sunt depistate numai prin investigațiile serologice. Asta este Lewis-ul, dacă este mai târziu, sau este HIV-SIDA, care la fel poate să fie depistat, din start sunt depistate în analizele serologice, mai târziu deja apare clinica. Prevenția este cheia în combaterea bolilor transmisibile sexuală. Care ar fi, doamna Tocarciuc, acele metode cele mai eficiente în prevenirea infecțiilor? Eu întotdeauna am spus că pe primul loc eu cred că trebuie să rămână o educație sexuală corectă. De aici se începe prevenirea. Fiindcă dacă noi avem o educație sexuală la tineretul care este acum cu relațiile sexuale începute pe la 14-15 ani și chiar noi asta și depistăm că maladiile sexual transmisibile cele mai răspândite sunt la vârsta anume de la 15 până la 24-25 de ani, atunci iată asta este pe primul loc. Eu întotdeauna am spus-o că asta este pe primul loc. Educația sexuală. Clar că noi spunem, deoarece relații sexuale, vrem noi, nu vrem, dar tineretul începe foarte precoce, atunci unul din cel mai sigur, cea mai sigură metodă, cred că este prezervativul. Din ce considerente eu asta spun? Fiindcă noi vorbim despre perioada cea mai activă sexuală, asta este perioada de adolescență și până la 24-25 de ani, și deoarece atunci sunt mai mulți parteneri, nu este o relație sigură, poate să fie un moment și alcoolul care tot poate să ducă la unele lucruri, adică chiar și drogurile, să zicem, atunci când nu-și dă seama, sau chiar un abuz sexual, iată, prezervativul rămâne pe primul loc. Asta este pentru profilaxie și sarcinii nedorite și inclusiv pentru o maladie sexual transmisibilă, dar nu din toate. Eu nu vorbesc despre toate infecțiile. Sunt infecții care totuși, herpesul, care nu este 100% protejat partenerul sau partenera cu prezervativ. Ar rămâne și a fi acea metodă clasică de contracepție. Contracepție. Contracepția anume este vorba despre contracepția asta mecanică, este prezervativul. Și nu în ultimul rând, eu am accentuat în ultimii ani că este vaccinarea contra HPV-ului, adică virusul papilomului uman, care poate provoca schimbări pe colul uterin. Asta tot este o metodă sigură, vaccinarea. Ea se face de la 11-12 ani și pentru fetițe și pentru băieței, când programul național intră deja și vaccinarea pentru băieți. Și asta este una din prevențiile HPV-ului, adică infectării cu HPV. Din punct de vedere a fiziologiei organismului uman, să spunem tânăr, ați notat în expunere diapazonul 15-24 de ani ca fiind acest diapazon cel mai vulnerabil. De ce, din punct de vedere fiziologic, este o predispunere ca organismul să întâmpine probleme de ceea ce presupune sănătatea reproductivă versus infecții sexual transmisibile, pentru că încă noi nu am discutat și despre acele infecții care nu vizează prezența partenerului sexual ori transmiterea infecției pe cale sexuală. Deci în cazurile noastre noi avem cel mai frecvent relații sexuale precoce, care ne pot face nouă infecții greu de tratat. Dacă noi vorbim despre infecțiile bacteriene care mai ușor tratăm, atunci aici noi avem momentul că probabilitatea de infecții cu virusul papilomului uman este foarte mare, care mai târziu poate duce la schimbări chiar pe colul uterin, cu schimbări a celulilor în celule patologice. Și atunci noi de acum avem o problemă care ar fi bine de soluționat atunci când noi facem consultațiile astea de profilaxie. Deoarece aici este mare probabilitatea că sunt diferiți parteneri sexuali. În afară de aceasta, nu este format încă fonul ăsta hormonal care i-ar face un pH sau un mediu
necesar pentru protecție a vaginii de infecțiile care pot să nimerească în vagin. Și aici am vorbit, iată, și cele bacteriene, infecțiile bacteriene, infecțiile parazitare, dar nu este o protecție cu atât mai mult sigură de virusul papilomului uman, ceea ce am vorbit iată recent. Doamna Tocarciuc, dar ce limitări avem atunci când abordăm subiectul contracepției orale? Ținând cont și de vârstă, ținând cont și de fonul hormonal, adică sănătatea în ansamblu. Deci, ce ține de contracepția hormonală, cred că noi aici vorbim individual de fiecare pacientă. Depinde ce vrem noi să obținem. Dacă noi vrem o metodă sigură de contracepție în perioada de adolescență, sigur că noi în cazurile este recomandăm prezervativul, fiindcă noi în cazul ăsta facem două lucruri de protecție, sarcina și maladiile sexual transmisibile. Și atunci noi, în perioada de adolescență, alegem mai degrabă prezervativul, dar dacă este necesitate, fiindcă în perioada de adolescență noi avem și alte probleme de sănătate sau alte dereglări hormonale care ar fi, clar că noi atunci abordăm tema și căutăm și o metodă de contracepție poate mai sigură și cu scop și de tratament, astea sunt contraceptivele orale combinate, care noi le spunem atunci când poate de desigur noi le folosim în calitate de tratament. Acneea, disfuncțiile hormonale a ciclului menstrual, menstruații abundente, dureri la menstruație sau dismenorie, noi așa vorbim, și primară și secundară, mai frecvent cea primară. Deci noi în cazul că noi vorbim despre contracepție orală, atunci noi abordăm tema poate mai frecvent aici ca tratament și ca tratament în cazul când este necesar de a trata bolile dermatologice, nu numai problema noastră. Adică în perioada dată de adolescență este acneea. Probabil administrarea contraceptivelor orale necesită un consult medical provizoriu. Obligatoriu. Noi orice tratament care n-ar fi cu contraceptive sau cu tratament hormonal, noi clar că pentru fiecare, eu întotdeauna am dat exemplu, cum este pentru fiecare crema sau rujul, același lucru este și cu tratamentul hormonal, adică și ca abordare de consult pentru cei care ne urmăresc, pentru domnișoare, da? Care sunt acele 2, 3, 5 poziții sfătoase în administrarea contraceptivelor orale, ori să desfășurăm la ce pot duce ele, ținând cont că, da, la prima vedere nu se creează o problemă urmare a administrării, dar cu siguranță apar în timp repercusiuni. Ce ține de contracepție orală, întotdeauna este necesar de făcut o consultație la medicul ginecolog. De sine stătător, numai de ce e că cineva îi recomandă, că iată, au luat prietena sau vecina sau rudă, cineva au luat, uite, preparatul ăsta și tu dacă ai să-l iai, același lucru se întâmplă, clar că noi spunem în cazul ăsta, nu este cea mai bună variantă. Pentru fiecare domnișoară, pentru fiecare adolescentă, preparatul se alege individual și nu în ultimul moment, așa atrage aici atenția, adresarea de sine stătătoare la contracepția de urgență. Ele merg singuri. Da, aici poate aș avea așa un mesaj pentru fetele tinere, că nici într-un caz să nu folosească contracepția de urgență fără recomandarea medicului. Dar ce înseamnă contracepție de urgență? Asta este pastilă care este luată după contactul sexual în primele 72 de ore. Ele aud una de la alta și atunci când ele iau fără ca să fie sub supraveghere medicului, este mare probabilitate că acolo poate să apară unele disfuncții hormonale. Dar dacă este luată numai cu recomandarea medicului, atunci se poate de evitat, fiindcă trebuie de făcut o investigație adăugătoare, poate ultrasonografie sau alt metodă, dar este necesar de făcut consultația medicului ginecolog și de luat sfatul. În ce măsură, doamna Tocarciuc, consumul sau administrarea contraceptivelor în abuz pot influența capacitatea de fertilitate sau de producere a unei sarcini ulterioare? Sau cum poate să influențeze administrarea abuzivă a contraceptivelor ulterioara perioadă de sarcină ori de concepere care se propune deja într-un cadru conjugal normal? Nu pot să zic că este vorba despre o
administrare abuzivă. Dacă ea este recomandată cu medicul ginecolog, atunci asta noi îl recomandăm ca tratament și nu este abuz. Sunt pacienții care ani în șir pot să administreze și atunci când el își planifică o sarcină, este suficient câteva luni să facă pauză și să rămână însărcinată atunci când ea dorește. Mai cu seamă că acum, într-așa mod, noi mai prindem încă un moment, adică păstrăm foliculii care sunt pentru ea necesare pentru o sarcină ulterioară. Deci noi nu vorbim de abuziv. Bine, nu de sine stătător, asta am spus întotdeauna. Numai cu recomandarea medicilor trebuie făcut contracepția orală combinată. Și atunci ei este suficient. Tratamentul bolilor sexual transmisibile variază în funcție de tipul infecției. Ce opțiuni de tratament sunt disponibile? Atenție pentru chlamidia, pentru gonoree, sifilis și HIV la noi, în exemplu Alfa Diagnostica ce oferă. Desigur că absolut toate infecțiile este. Noi vorbim despre, chiar putem să vorbim despre torci infecții sau profilul torci, dar noi vorbim în cazurile astea despre un profil foarte vast de a depista infecțiile care pot să ducă ulterior la unele complicații și în timpul vieții, dar și în timpul sarcinii. Asta este, să zicem aici, de cum chlamidiile, care este și aceeași gonoreie tot, da? Facem tratament antibacterial. Ceea ce ține deja de sifilis e același lucru, că e tot bacterie și tot este nevoie de tratament antibacterial. Ce ține de trihomoniază este un parazit și se face cu alte preparate, inclusiv și aceleași maladii care sunt, de exemplu, este tratament cele antibacteriene, adică preparatele antibacteriene sunt folosite la majoritatea infecțiilor care sunt la noi în infecțiile urogenitale. Asta ține nemijlocit de tot ce ține de bacterii, ce ține de virus, este tratament antiviral. Este tratament și pentru herpes, este și pentru HPV, da? Este și pentru citomegalovirus. Adică, în dependență ce este depistat la pacient, noi facem absolut toate investigațiile la toate infecțiile care pot să facă probleme și în afara sarcinii și inclusiv în timpul sarcinii. Și chiar care sunt necesari de făcut. Noi întotdeauna vorbim pentru pregătirea sarcinii, este obligatoriu de făcut investigațiile absolut la toate infecțiile. Deci, fiindcă noi, iată ceea ce am vorbit ulterior, este mare probabilitate că să fie unele infecții care dormitează. Dar în timpul sarcinii ele se facă probleme majore, inclusiv și până la avort spontan, malformații fetale, adică probabilitatea de aceea că ele nu se manifestă până la sarcină, dar în timpul sarcinii pot să facă ravagii, asta este foarte mare. De aceea noi recomandăm și putem să facem și la Alfa Diagnostică, putem să facem toate investigațiile astea, pentru că atunci când ea se pregătește pentru o sarcină, să meargă cu inima împăcată, să nu ajungă în momentul când este de cum sarcină și este imposibil ca să facem unele tratamente. Nu zic toate, dar unele tratamente. Și una când facem tratamentul fără să fie sarcină și să faci un tratament cu inima împăcată, cu tratament antibacterial sau antiviral și cu totul altă situație, atunci când deja este sarcină și noi este nevoie ca să facem tratamente foarte puternice. Ajungând la etapa sarcinei, aici este important să menținem în control atât sănătatea femeii, a viitoarei mame, cât și a fătului. Ținând cont de infecțiile sexual transmisibile, care sunt acele comune infecții sexual transmisibile care pot fi transmise de la mamă la făt și ante? Ce investigații medicale la exact în perioada de sarcină sau până la concepere, în exactitate, trebuie să le realizeze mama? Viitoarea mamă în contextul acesta. Noi vorbim întotdeauna începând cu aceeași analiză generală a sângelui. Obligatoriu noi vorbim despre investigații la chlamidii, investigațiile la gonoree, trihomoniază, infecțiile la ureaplasme, micoplasme, herpesul genital, herpes 1, herpes 2, citomegalovirusul, toxoplasmele, noi nu vorbim că ele sunt maladii sexual transmisibile, dar oricum noi este binevenit ca să facem investigația la toxoplasme, deoarece este și problema dată este în Moldova. Nu e vorba numai despre Moldova, dar în general sunt. Iată, acestea sunt cele mai răspândite și la SIDA, desigur că noi facem la HIV. Deci eu spun și investigația la HIV, că am vorbit atât ulterior, că este probabilitatea că sunt încă faze care nu au clinică.
Și asta este necesar de făcut obligatoriu. Și un frotiu general. Este frotiu general unde măcar nouă ne spune ce se întâmplă, ce floră este vaginală, care este situația și inclusiv și la bărbați. Bărbații tot este necesar ca să fie. Ceea ce ține de infecții, noi aici am vorbit. Clar că noi recomandăm de multe ori cu mult mai multe investigații la lupus anticoagulant, facem niște investigații poate mai profunde la alte probleme de sănătate, de exemplu acidul folic, vitamina D. Noi vorbim aici, dacă este vorba despre maladiile sexual transmisibile, iată, acestea sunt cele mai importante. Dar clar că nu ne limităm numai aici. Mai sunt unele momente care, de exemplu, legat de vârstă. Și atunci noi toți spunem că poate este necesar de făcut ceva din investigație, fiindcă pe parcursul vieții se mai adaugă și unele probleme de sănătate de alt gen. Și atunci noi facem investigații și ce ține de genetică, dacă e necesar. Dar virusul papilomii umane, da? Da. HPV-ul, el poate fi transmis de la mamă la făt? De obicei nu se transmite. El se transmite prin relație sexuală. Bărbații de obicei sunt numai purtători, partenerii sunt purtători de HPV, virusul 16 și 18. Cel mai frecvent ceea ce noi găsim în cazurile când noi avem patologie colo uterină, asta este virusul HPV 16-18, cel mai frecvent. Mai sunt și alte tipuri, dar cel mai răspândit oncogene sunt acestea. Bărbații nu au nicio clinică, ce ține de acum de schimbările pe colo uterină, asta sunt... Este total asimptomatic. Da, nici nu simptomatic, el nici nu face tratament, fiindcă el nu este, absolut nu deranjează nimic. Depistarea este numai atunci când noi facem partenerilor sau pacientelor noastre și atunci când noi depistăm un virus de tip 16-18, atunci noi recomandăm consultația și a partenerului. Dar de obicei ei sunt numai purtători. Și de regulă noi depistarea o facem atunci când deja sunt niște schimbări, fiindcă, din păcate, pacientele noastre puțin probabil că o să facă asta numai din dorință, da? Numai atunci când este deja depistat ceva, o problemă pe colul uterin, atunci numai noi recomandăm și ea face și virusii ăștia, care sunt cei mai răspândiți în cazul când sunt schimbări pe colul uterin, în celulele colului uterin, HPV-ul. Dar avem posibilitatea să le facem, sigur, că noi le facem la alfa-diagnostică și chiar recomandăm absolut la toate fetele care deja sunt în relații sexuale, fiindcă asta și este tendința deja în lume, nu atât pap-testul, da, sau Papa Nicolau, dar mai degrabă să facem chiar dacă este sau nu este purtătoare de HPV, chiar dacă nu este clinică. Și sunt pentru menținerea unei vieți sexuale sănătoase, sunt anumite pachete pentru doamne, unde... să zicem, pot fi accesate în același context, cadru alfa-diagnostica? Da, desigur. Orice pacienta noastră care dorește să facă niște investigații, de ce am vorbit? Că nu este vorba despre boală, este vorba despre infecție, atunci când încă nu este manifestare clinică. Și atunci când ea nu știe ce poate să fie purtătoare, sigur că noi recomandăm și facem, iată, setul ăsta de investigații la infecțiile urogenitale. Ele sunt foarte sigure. Și depistarea este sigură și atunci când noi depistăm și atunci când noi facem tratamentele poate mai degrabă decât deja sunt schimbările este în organele genitale, fiindcă este vorba despre eliminări, este vorba despre dureri în regiunea inferioară abdomenului, inclusiv și la micțiune. Iată, am vorbit despre deja, fiindcă ceea ce ține de chlamidii și de ureaplasme, trihomonadele, gonoree, anume ele sunt durerile astea la micțiune. Dar asta este deja atunci când este clinică, de acum când o parte de acum ele și-au făcut. Și nu în ultimul rând, după un contact sexual neprotejat. Dacă este un contact sexual neprotejat și noi nu suntem siguri, clar că lucrul noi spunem. Iată, asta este tot o metodă de profilaxie. La 3 săptămâni după, 2-3 săptămâni după contactul sexual, de făcut niște investigații pentru a evita infecțiile astea care este posibil să transmitem mai departe. Știm bine din literatura de specialitate așa că frecvența schimbării partenerilor sexuali de către o doamnă, domnișoară, nu facem aici delimitare de vârstă, schimbă puternic flora vaginală. Acest schimb a florii vaginale, schimbarea puternică a pH-ului, în ce măsură crește vulnerabilitatea imună a femeii în sensul de a conecta ori nu a conecta o infecție sexual transmisibilă?
sigur că este foarte vulnerabilă. În cazul când sunt 2-3 parteneri, probabilitatea de infectare este cu mult mai mare decât atunci când ar fi un singur partener și acela, dacă noi am ști la sigur că el nu este infectat. Dar atunci când probabilitatea este de 2-3 parteneri, sigur că în cazul ăsta este mare probabilitatea de infectare, fiindcă pH-ul este deja schimbat și atunci apare momentul ăsta de imunosupresie. Și avem de acum unele infecții care nu mai reușește pH-ul ăsta să facă să reziste. Numai sunt bacilii ăștia Döderlein, care poate să țină piept la microbii care nimeresc, bacteriile, virusii, paraziții care sunt. Trichomoniaza este foarte răspândită și pe codița asta trichomonadelor foarte ușor să ducă unele infecții. De ce noi și avem infecții care parcă sunt șterse pentru o perioadă, dar atunci când apare alt partener sau este un stres al organismului, nu contează, a fost o viroză sau altceva, sau, și atunci ele poate să fie să acutizeze încă mai mult decât ceea ce a fost anterior. De ce noi spunem, iată, că este necesar de făcut chiar atunci când nu este clinică, când nu sunt manifestări clinice, când nu ne doare nimic, dar odată în an, sau la schimbarea partenerului, ar fi de dorit asta de făcut consultația obligatorie și de făcut un pachet esențial, adică ceea ce ține nemijlocit, la fiecare individual. Știți, noi spunem așa, nu am să facem în fiecare lună un test, de exemplu, la SIDA sau la sifilis, da? Pentru că vroiam să ajung la întrebarea, ce e activ sexual? Așa, cât de frecvent ar trebui să meargă la consultul medical în ideea de a se asigura că dispun de o viață sexuală sănătoasă și nu au predispunerea, ori deja nu au conectat o infecție. Dacă este același partener, odată în an. La o consultație, odată în an. Și cine mai frecvent trebuie să meargă? Femeia ori bărbatul? În cazurile astea, noi spunem așa, că este obligatoriu femeile să facă, adică pacientele, dar dacă este depistat ceva la paciente, atunci este obligatoriu să meargă să facă o consultație și partenerul. Așa este cel mai corect. Dar ideal este să meargă ambii odată, na, la o consultație. Asta ar fi ideal. Mai cu seamă dacă se și planifică o sarcină. Cu o sarcină este obligatoriu de făcut o consultație pentru ambii. Fiindcă eu am spus că noi nu facem numai maladiile sexual transmisibile, noi facem și investigații mai profunde pentru că nu este vorba numai despre maladii sexual transmisibile, poate să fie vorba despre o anemie, poate să fie vorba despre insuficiență de acid folic, de vitamina D, de zinc. Adică în cazurile este ambii merg parteneri, ambii merg și fac consultațiile, ambii fac investigațiile. Am vorbit mai devreme despre vaccinarea împotriva infecțiilor transmisibil sexual și anume împotriva HPV-ului. Cunoaștem cu toții că societatea în Republica Moldova, pentru că vorbim despre cadrul și ambientul nostru, societatea cumva este fragmentată în poziție. O parte sunt pro-vaccinare, o parte sunt contra vaccinării. În diverse perioade și la diverse etape. Vaccinarea împotriva HPV-ului, ea face parte, acest vaccin, din cadrul protocolului de vaccinare și cât de mult se simte eficiența acestui vaccin în timp, pentru a fi clar și celor care au rețineri sau care au luat o poziție fermă, nu suntem contra vaccinării și nu doar împotriva HPV-ului, dar în ideea de a da la o parte întreg protocolul de vaccinare pentru copil de la primele zile și momente de naștere. Din păcate, antivacciniști există și asta este o problemă care există la noi în Republica Moldova și nu numai în Republica Moldova. Poate este un moment că noi decizia de a face sau nu a face vaccin rămâne pe seama părinților și ce ține de HPV. Adică asta este diferența. Dacă sunt vaccin care este obligatoriu și părinții nu pot să refuze, atunci ce ține de vaccinare împotriva la HPV, asta este la dorință. Nu este încă obligatoriu. De ce asta rămâne la discreția părinților sau tutelei, dacă este tutelă? În rest, noi nu insistăm, fiindcă până ce asta este decizia părinților. Până la urmă, netratarea bolilor, la general, ori netratarea bolilor sexual transmisibile, cu siguranță duc la anumite agravări, acutizări a stării de sănătate la general, ori stării de sănătate generale.
Care ar fi, doamna Tocarciuc, acele riscuri la care se face direct complice cel care nu tratează infecția la timp și la ce alte probabile noi infecții pot duce? Adică o infecție poate favoriza accesarea unei alte infecții probabile. Desigur că noi vorbim aici, dacă nu este tratat la timp sau nu este tratat corect, fiindcă mai este încă o problemă acum, că pacienții noștri de obicei poate să facă tratamente fără ca să se adreseze la medic și nu fac corect tratamentul antibacterial sau antiviral. De ce noi spunem așa? Că orice infecție care este depistată este nevoie de făcut tratament, deoarece poate duce la infecțiile organelor genitale, la boala inflamatorie pelvină, ceea ce ține nemijlocit vagin, uter, trompe, ovare, da? Poate să fie infecțiile care din start au fost așa mai liniștite, noi și o spunem, iată, hlamidiile, da? Hlamidioza, același lucru, ea parcă așa e o maladie care dormitează o perioadă, dar ea poate să ne facă mai târziu, ce ține de hlamidii, de ureaplasme și micoplasme, mai târziu ea poate să ne facă diferite probleme de artrite, adică, dar asta nu este poate atât în perioada fertilă, cât este mai târziu, dar chiar și în perioada fertilă. Chlamidiile, ureaplasmele, micoplasmele pot să ne facă clinică de artrite și ele se adresează de obicei pacientele este la reumatologi. Nu în ultimul rând, noi vorbim aici despre infecțiile care, de exemplu, cele care nu sunt tratate la timp, gonoreie, trihomoneaza și aceleași hlamidii sau, nu în ultimul rând, și același sifilis, dacă nu este tratat, duce la avorturi spontane sau duce chiar la infertilitate, care dacă noi putem să zicem că am făcut tratamente, nu știu cum, dar dacă el nu a fost făcut tratamentul la timp, tratament antibacterial și deja sunt astupate trompele, clar că nu sunt permeabile trompele, acolo niciodată nu o să fie sarcină care o survină de sine stătător. Iată, asta tot este o problemă. Și, desigur, ce ține de acum de Lewy sau sifilisul, da? Care poate să fie primar atunci când ele primele 3 săptămâni este ulcerul ăsta, ulcerația care apare pe primul plan, dar mai târziu este parcă tot o formă ascunsă, dar ea își face mai departe, bacteria asta face mai departe ravagii și face schimbări până și în creier. Și atunci noi tot avem problema asta care depistarea tardivă. Și nu în ultimul rând este HIV-SIDA, care același lucru, parcă de la început nu este, parcă este o așa o formă de viroză, a dispărut pe o perioadă, dar lucrul își face deja, virusul face ceea ce se întâmplă, adică imunitatea scade foarte mult și atunci la moment parcă nu este nicio o clinică, dar mai târziu apare oricare, adică ce ține de HIV, atunci anume momentul ăsta că din start nu este nicio clinică, nu este nicio manifestare clinică, dar mai târziu apar deja consecințele și atunci de acum este câteodată prea târziu, să zicem că prea târziu. Și depistarea noi din cazul ăsta spunem, iată din ce cauză noi facem obligatoriu la sifilis sau Lewy-ul, da, și HIV și inclusiv hepatitele. Hepatita B, C. Pentru a nu subestima necesitatea investigațiilor, necesității investigațiilor medicale și mai ales a tratamentului bolilor sexual transmisibile, caz în care au fost depistate, un ultim exemplu la ceea ce presupune sarcina. La ce consecințe directe chiar și asupra fătului pot duce, iarăși, subestimarea ori netratarea la timp în perioada sarcinii pentru a înțelege viitoarele mame la ce se condamnă direct. Deci, dacă nu este tratată o infecție depistată până la concepere, probabilitatea de ce e că poate să se întâmple un avort spontan, o sarcină stagnată, o sarcină extrauterină și care dacă nu este tratat pe parcurs și nu se adresează și nu face tratamente, probabilitatea că poate să fie peste un timp și încă o sarcină extrauterină care duce ulterior la infertilitate. Poate să fie nașterile premature, nașteri cu infecții intrauterine. Cel mai frecvent este nașterile cu infecții intrauterine și nu în ultimul rând malformațiile fetale. Probabilitatea de malformații fetale, inclusiv același citomegalovirus, dacă nu este tratat sau dacă atunci poate să ducă și la hidrocefalie. Adică noi avem infecții care corect este să fie tratate până la concepere. Asta este
primordial, primordial este. Mai puțin am discutat ori deloc despre rezistență. Rezistența la tratament ca o problemă emergentă a bolilor sexual transmisibile. Sunt manifestări rezistență la tratament, care sunt semnele și ce facem în acest caz, ori pe ce linie de tratament mergem? Da, avem. Sigur că avem, mai ales în ultimii ani. În ultimii ani noi avem foarte multe cazuri de rezistență la tratamentele noastre, dar întrebarea care o spuneți, care o dați, ce facem, și noi ne-o dăm întrebarea asta, și ce facem? Foarte individual la fiecare paciente. În dependență, care sunt scopurile? Dacă noi, în cazul când noi am schimbat un pic clinica, sigur că nu putem să mergem să facem tratamente și tratamente dacă nu este clinică. Sunt foarte individual, este atitudine individuală față de fiecare caz în parte. Avem, facem examenul bacteriologic la floră, da, și vedem dacă este la ceva predispunere, da, sau la ceva sensibil, sensibilitatea facem. Asta este cel mai corect. Asta și este cauza până la urmă că sunt rezistente, fiindcă pe parcursul vieții pacienții noștri și pacientele își permit de sine stătător să facă tratamente câteva zile cu un antibiotic. Peste două săptămâni, trei, ea mai face cu un antibiotic. Pentru orice, nu-i vorba numai decât despre problema noastră ginecologică, da? Sau urologică, să zicem. Dar sunt alte probleme. Stomatologie, orele, urologii sau nefrologii, care tot poate să indice. Și atunci când noi avem deja o pe parcursul la o perioadă scurtă, avem așa o parte mare din timp au fost folosite unele antibiotici, este mare probabilitate că să nu fie efectul. Și atunci noi de acum facem bacteriologie, vedem la ce este sensibil și foarte individual, am spus, foarte individual la fiecare pacient, foarte individual asta. Doamna Tocarciuc, dumneavoastră sunteți părinte, eu sunt părinte. Cât de importantă este educația precoce a copiilor în ceea ce înseamnă bolile sexual transmisibile, cu scop de stereotipizare, că este prematur, ori nu este necesar, ori nu admitem educarea sau discuțiile în familie cu copiii despre ceea ce presupune sex, despre ceea ce presupune contracepție, protecție și comportament specific adaptat în respectiv viața de zi cu zi care urmează. Și partea a doua a întrebării, știm că anumite infecții sexual transmisibile mult stigmatizate sunt în societate, persoanele care dispun sau sunt cu anumite infecții sunt stigmatizate social. Cât de mult în etapa a doua a întrebării contează dialogul dintre parteneri și care ar fi mesajul dumneavoastră pe final pentru cei care într-un cuplu, paradox ori neparadox, unul manifestă simptome a unei infecții sexual transmisibile, dar altul nu, ca ulterior să nu se ajungă la acel conflict ori separări deja din perspectivă etico-comportamentală sau de cultură generală în comunicarea lor. Deci, răspunzând la prima parte a întrebării, cred că dându-mi întrebarea și-ați răspuns la lucrul ăsta, că este nevoie de dialog. De dialog între părinte și copil. De aici se începe. Dialog între profesor și copil și elev. Deci eu spun asta, este foarte corect ca noi să fim sinceri cu copiii noștri, asta este în primul rând, și să le spunem lucrurilor pe nume. Fiindcă noi trăim în veacul 21, vrând nevrând, ei au tangență, ei intră foarte mult în internet, văd foarte multă informație, comunică foarte mult cu colegii, cu prietenii, în stradă. Și ca să nu fie o informație eronată, cel mai corect părinții să aibă încredere. Și eu am zis întotdeauna, în momentul când apare deja prima menstruație sau prima poluție la băieți, da, sau prima menstruație menarhă la fetițe, deja pentru noi asta trebuie să fie un clopoțel, că este timpul ca noi să fim sinceri și să discutăm cu copiii noștri. Și este deja demonstrat că cu cât mai corect și cu cât mai multă încredere este a părintelui și a copilului, este probabilitatea că și începerea, adică începutul relațiilor sexuale nu o să fie precoce. Fiindcă atunci când copilul înțelege ce e asta, ce înseamnă sexul, care sunt responsabilitățile,
ce se întâmplă atunci când este un contact sexual neprotejat, care sunt consecințele la o relație precoce și o relație neprotejată, sau nu mai vorbim despre consecințele, de exemplu, a folosirii alcoolului și a petrecerilor, sau a drogurilor și a petrecerilor. Fiindcă și așa cazuri sunt atunci când tinerii merg și au posibilitate să fie singuri și să folosească alcool și atunci se întâmplă foarte lucruri neprevăzute. Iată, în cazurile astea, numai atunci când este legătura asta între copil și părinte și încrederea că părintele, uite, este un prieten. Eu nu zic întotdeauna că este ca prieten, dar este persoana la care eu am spus să merg întotdeauna, să pot discuta cu el. Și eu zic, poate câteodată nu este părintele alături, dar trebuie să fie întotdeauna un adult care este aproape de copil. Și atunci când el găsește limbă comună cu copilul ăsta, întotdeauna copilul, dacă o să nimerească într-o situație dificilă, fiindcă vedeți ce se întâmplă în ziua de astăzi, chiar aceleași abuzuri sexuale sau unele momente care se întâmplă pe parcursul adolescenței, dacă copilul are încredere în cineva, într-un matur, atunci problema o să fie soluționată și nu o să meargă să facă lucruri care nu sunt corecte, care o să facă tratamente de pe internet sau de la prieteni și atunci se ajunge la o problemă majoră că nu mai poate să rămână, de exemplu, gravidă fetița sau băieții să rămână cu sterilitate masculină. Și atunci noi vorbim de, încă o dată, repet, încrederea părinte, copil. Să vorbim lucrurilor, să le spunem pe nume, așa, am vorbit, sexul se numește sex, menstruația se numește menstruație, relații sexuale. Protecția se numește protecție, deci contracepție, și contracepție. Noi trebuie să vorbim corect, mai cu seamă că acum, în toate sectoarele Republicii, în toate raioanele, în toate sectoarele Chișinăului, sunt centre de sănătate prietenoase tinerilor, unde fiecare din tineri poate să meargă acolo și să primească o consultație corectă. Nu pur și simplu din stradă am auzit, cu mine asta nu poate să întâmple. Și am testat. Da, da, dar cu fiecare se întâmplă în cazul ăsta. Iată, asta este ideea, că cu mine asta nu o să se întâmple. Și merge la o consultație. Ce ține de întrebarea cu probabil partenier? Probabil sunt comune. Acele metodici, concepții de dialog și încredere sunt comune la și prima etapă de expunere. Exact. Și cel mai important este că atunci când noi depistăm la unul din parteneri, cel mai des se întâmplă că asta este vorba despre paciente, eu întotdeauna spun că este corect, fiindcă dacă sunt într-o relație, atunci tratamentul trebuie să fie în comun. Nu poate să fie unul... De obicei, bărbații poate să fie purtători, da? Și atunci este necesar să fie făcut tratamentul, măcar de profilaxie, ca atunci când acum faci analize de control să fie bine și să putem să zicem, da, aveți liber pentru a pregăti o sarcină. Doamna Tocarciuc, noi vă mulțumim foarte frumos pentru discuția de azi, fiind deja ajunși la final, spunem până data viitoare și dumneavoastră, pentru că avem pregătite subiecte interesante pe care tindem să le aducem spre atenția publicului. Da, cu drag. Stimați prieteni, aceasta a fost ediția emisiunii de azi Alfa Interviu. Este important să desteoretipizăm ori să tăiem în acel mit că sexul nu a existat în Uniunea Sovietică. Nu, dragi prieteni, sex a existat, sex există azi și va exista și mâine. Important fiind conștientizarea necesității educației copiilor noștri, educației sexuale la vârste foarte devreme. Acolo unde copilul să conștientizeze necesitatea de protecție, de contracepție corectă. Este important să fim activ sexual, dar și responsabil, pentru că de acest demers depinde sănătatea noastră și a celor dragi. Stimați prieteni, vă spunem încă o dată mari mulțumiri că ați fost alături de noi pe toată lungimea emisiunii. Vă spunem toate bune și până la următoarea ediție.